Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Vă salută prietenul vostru Georgian din Călăraș, oraș situat în sud-estul Câmpiei Române. Primăvara aceasta mi-am propus să-l vizitez pe unul din prietenii mei care locuiește în orașul Strehaia, în Podișul sau Piemontul Getic. Podișul Getic se află la sud de Subcarpați și Podișul Mehedinți și la nord de Câmpia Română. Precizat poziția geografică a unității de relief în care se află localitatea voastră în raport cu Podișul Getic. Podișul Getic este format din roci sedimentare. Ce alte unități majore de relief de podiș mai există în țara noastră și din ce tipuri de roci sunt formate? În Podișul Getic, altitudinile scad dinspre nord la contactul cu Subcarpații, aproximativ 600 de metri, spre sud la contactul cu Câmpia Română, 200-300 de metri. Cele mai importante ape curgătoare care traversează Podișul Getic pe direcția nord-sud sunt Jiul cu afluenții acestuia, Oltul cu afluenții acestuia și Argeșul. Temperaturile medii anuale cresc dinspre nord 8 grade Celsius, spre sud 10 grade Celsius. Din Podișul Getic se exploatează cărbuni și petrol. O mare parte din peisajele naturale din Podișul Getic au fost amenajate în scop agricol. Cele mai importante orașe din Podișul Getic sunt Strehaia, Filiaș, Drăgășani și Motru. Este timpul, dragilor, pentru o sarcină de lucru. Folosiți un atlas sau o hartă și identificați unitățile majore de relief vecine cu Podișul Getic, trei ape curgătoare care traversează Podișul Getic și trei așezări urbane din Podișul Getic. Vă doresc succes! Dragilor, atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc multă sănătate!